Okay, yes, mâna. Ok, deci dai click dreapta pe ecran și îți apare primul ăsta. Te duci aici la Graphic Option, după aia Output 2. Nu trebuie să dai click, numai să ție mouse-ul. Ia, nu dai click, numai ție mouse-ul. Și te duci până când ajungi acolo și selectezi la not. Fiecare apare pe rând. Cum pune click-ul pe ăla, apare ăla, pune click-ul pe ăla, adică nu click-ul, mouse-ul. Apare ăsta, după ce apare ăla și dai notebook plus. Îl alege la notebook plus monitor. Și dar, să nu uiți, prima dată trebuie să conectezi cablul ăsta aici, la lateral, cum ți-am arătat, da? Îl pui ăla înăuntru și că fără ăla nu-ți apare ăsta, știi? Și după aia setezi ăsta. Și atunci o să îți margă televizorul. Trebuie să fie conectat televizorul și laptopul. Da, și televizorul, la mine nu știu cum o să fie la dumneavoastră, dar la mine e setat, uite, video PC. Ca să... Da. Trebuie să fie, nu știu, deci dumneavoastră trebuie să îl... Dai acolo clipă, ceva buton până când îl găsești. Înțelegi? Dar dacă le conectezi amândouă, o să meargă ok. No.